Campionatul județean fotbalistic al Ligii a 4-a vine sâmbătă cu etapa 16-a. Pe stadioanele județului această a treia etapă din retur având orele 15 ca oră de începere a partidelor. După ce în etapa trecută victoria la limita formației Dunărea Giurgiu asupra celor de la Arsenal Malu a dus la schimbarea clasamentului și a venit cu un soi de limpezire a situației posibilului câștigător al campionatului. Etapa de mâine poate fi una care să limpezească apele definitiv, cea mai așteptată partidă fiind cea dintre ocupantele locului 2 și 3, cu unirea izvoarele în deplasare la Arsenal Malu. Iată în continuare toate partidele etapei. După etapa cu numărul 15, clasamentul seriei Sud a menținut Dunărea Giurgiu pe primul loc, cu 43 de puncte, la 4 puncte de ocupanta locului 2, CS Unirea Izvoarele, și la 6 puncte de Arsenal Malu.